seara, sunt Natalie Chefenea, aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Eu presimțeam foarte bine că o să se întâmple ceva. Elena Varvariuc din Hârbovăța, nenii noi, nu poate uita clipa când fiul ei s-a urcat pe motocicleta unui prieten. S-au pus căștile în cap, eu le-am spus să fie atenți, i-am ieșit și eu și i-am petrecut. La scurt timp, Elena a primit un apel telefonic care i-a muiat picioarele. Fina, înțelegi, băieții au nimerit într-un accident rutier și au fost transportați la spital. Cel care i-a dat vestea era un polițist și un apropiat al familiei. Respectiv, m-am gândit principiul nemurismului că o să mă ajute ca să investigăm cazul până la capăt. A doua zi de la accident, Elena a mai primit o lovitură. Ea a aflat că polițistul care i-a dat vestea, de fapt, ar fi implicat în accident. Totuși, mașa ne-a spus că Ion s-a deplasat la comisariatul de poliție ca să depună declarație, să și nu înțelege el e opălită. Acum femeia se teme că făptașul ar putea scăpa de răspundere. Trăim în Republica Moldova și ne dăm seama că se pot să întâmple și astfel de cazuri. Cum își amintesc cei doi tineri traumați în momentul accidentului? Cum ar fi încercat polițistul să-și ascundă fapta? Și de ce alte ilegalități este acuzat? Din ce cauză rudele victimelor se tem că vinovatul nu va fi pedepsit? Aflați în această ediție. Viorica Chencheci spune că în urma accidentului fiul ei a ajuns să aibă probleme grave de sănătate. Acum tot ce își dorește este ca cel care i-a traumatizat copilul să răspundă în fața legii. Viorica a venit în această seară la noi, să o susținem. Știu că ați fost la fața locului atunci când s-a întâmplat accidentul și vă rog să ne povestiți ce ați văzut acolo. Când am ajuns la locul de față, doamnă, băieții nu mai erau. Erau luați de salvare. Era lume multă. Poliția era, mașinile de poliție. Dar cum era motocicleta? Jos, formată, în bucăți, multe ciopri. Am înțeles că vi s-a spus că au intrat ei în copac. Da. Când am ajuns acolo, prima versiune se începe tot așa, că pălitura băieței au văzut, adică viteza și s-a pălit în copac, dar copacul era cu arja neatinsă a copacului, dar doar și iarba care era uscată tot, nu era absolut deloc, nici pătulită, iar nu se înțelege că acolo a fost pălitură de motocicletă. Dar cine v-a zis de copac? Chiar poliția? Chiar da, și care, adică care erau prin prejur lumea tot... Vorbea despre adică, această versiune. Da, despre versiunea asta. Se mai discutau și alte versiuni? Da, alte versiuni, da, ne-au spus tot din care erau pe împrejur acolo. Oamenii spune că căutați că este mașina care e pălită asta la dânșă. Nu e accidentul din că s-a pălit în copac. Acolo e altă. Și când am s-a găsit cioburi, că era de la alt transport, nu era numai de a motocicletelor. Atunci s-a clarificat. Da, și atunci am ieșit mai clar că nu mai este în copac. Acolo a fost accident de la alt transport. În ce stare era fiul dumneavoastră? Eu nu l-am văzut acolo, că el nu mai era. Dar la spital, când am ajuns, starea era gravă. Ce vă spuneau medici? Spus că s-au acordat tot ce-au putut atunci medicii de pe raion, dar era nevoie de a se transfera la Chișinău. Și până peste câteva timp ne-a transferat la spitalul de urgență. Ce traumatism ne-a suferit? Poliotraumatism. A suferit piciorul gamba la piciorul stâng, fractură deschisă, femurul, fractură deschisă a oaselor la femur, traumă a mandibulei, tot fracturată, de cu deplasări, oasele deplasate, tot erau. Starea era gravă. A fost operat pe data, asta s-a întâmplat pe data de 4 septembrie seara, da? Pe data de 5, tam, dimineața, la orele 3, el a fost operat. S-a pus piciorul în tijele care medici. Acum cum se simte băiatul vostru? Mai bine ușor, cum sunt, încă avem reabilitare, chiar facem kinetoterapie, amblăm încă și în timpul de față, pentru că piciorul, dacă a stat, nu funcționează, funcția trebuie să facă la genunchi, la partea de jos, la piciorul. Este de lucru, încă este foarte mult. Spuneți-mi, vă rog, când ați aflat cine ar fi tamponat motocicleta băieților? Noapte și până...
Dar mi-erau transferați băieții la Chișinău și așteptam înapoi răspuns să văd cum a ajuns. Și nu m-am dus încă din raion. Eu am stat acolo la salvare până am auzit că mi-a sunat soțul și mi-a spus că medicii l-au luat de la spitalul de urgență, au apucat de operații. Atunci eu m-am întors înapoi acasă și atunci am aflat că mama lui celălalt băiet, Ionuț, mi-a spus că e că s-a găsit el și ne-a eu pălit. Vă venea să credeți că... Dar nu l-ați văzut cumva pe acest bărbat la fața accidentului? L-am văzut, că eu nu știam că e el. Pe urmă, dacă am auzit, mi-a spus și ni persoana, mi-a apărut în față deodată că el era în fața mie. Când eu am ajuns la fața locului, plângeam clar. Și când mi-am aruncat ochii, el era în fața mie. Cum? El a stat în fața mie și nu a recunoscut. Nici un... Dar vă aduceți aminte cum se comporta el? Eu n-am stat mult acolo, la fața locului m-am dus la spital, a rămas soțul acolo. Și el, când soțul îmi spunea, zice, când îmblam că poliția sfășie acolo treaba și vroia soțul să fac și el poză, mă rog, pe telefon. Și nu era lăsat, nu-l lăsau să facă poză, nu-i permitea. Dar el îmbla în urma soțului, cam unii se duce cu cineva dacă se vorbească, să întrebe soțul ceva. El ca era permanent, ca după dânsul, așa, să vadă și să spune și să... Și au rămas soț pe urmă acolo, dar cu poliția eu eram la spital să știu de starea băietului. Poliția și ambulanța, cine a telefonat? Poliția, nu a chemat el poliția sau să sune salvarea, să cheme 112, că băieții erau într-o baltă de sânge. Era nevoie de urgent, că să-i ridici de acolo salvarea. Și a apărut, peste un timp oarecare, a apărut un băiet care îi mulțumesc foarte mult, Andrei. El a chemat salvarea, el a anunțat tata asta peste ceva timp acolo. Și când a apărut Andrei, polițistul era la fața locului sau da, el a venit? Da, da, el era acolo. În această seară vă spunem povestea lui Ilie Chencheci și Ion Varvariuc din Hârbovăț. În septembrie anul trecut, ei au suferit un accident rutier. O mașină la volanul căreia se afla un polițist i-ar fi tamponat. După incident, ambii tineri s-au ales cu gradul 2 de invaliditate. Însă conducătorul auto care ar fi provocat accidentul nici până astăzi nu este pedepsit. Rudele victimelor spun că bărbatul a încercat să-i ducă de nas și să dea vina pe un alt șofer. În scurt timp vă spunem despre ce este vorba. Iar acum să-i întâmpinăm pe Ion Varvariuc și Ilie Chencheci, care au venit în această seară la noi. Spuneți-mi, vă rog, cum vă amintiți voi ziua în care s-a întâmplat accidentul? Mi-amintesc doar cum ne-am pornit la poartă de la prieten, adică de la Ion, și parcă așa cum ne ridicam la deal, după care am dispărut, nu mai este nimic. Cât ați reușit să mergeți? Până la oprire în deal, cum ar fi fost, dar și mi-amintesc doar jumate din dealul, adică cum mai departe, dar nu mi-amintesc nimic. Ion, tu? Țin minte tot, momentul când ne-am pornit la poartă, cum am mers pe drum și mai târziu ne-am amintit și momentul impactului. Cum a fost? Poți să-l descrie? Noi mergem pe banda noastră, strict regulamentar, și de unii până unii, pur și simplu, am văzut că vine din față, dar nu ne-am așteptat. Vinea în întâmpinare? Da, pe banda lui. Și deja el a virat brusc în noi. Avea viteză? Da. Și voi? Nu. Ce viteză aveți? Cine era la volanul? Eu. Tu erai? Nu, viteză mai mult, cred că de 40 nu era. 45 maxim poate putea să fie, pentru că motocicleta era nouă și încă nu era gata, nu știu, o română cum sună, că apcatca. Adică motorul încă e nou și are nevoie să facă un anumit kilometraj ca să poate să margă cu viteză mai mare sau ceva genul. Adică încă importețele din motor, adică să roadă într-un fel. Și nu puteam merge mai repede, adică sunt fierbântat dacă mergeam mai repede. Și doar 40, adică vreau să o fac să fie bun, adică nu să o înfierbând la început, după care să-i stric motorul. Și mergeam doar 40. Dar cum crezi, de ce celălalt șofer cumva a virat brusc în voi? Că... Îmi zici că
cum s-a întâmplat asta? Era o cotitură acolo, trebuia să facă o manevră sau ce? Era așa, cum ar fi șoseaua, cum mergea în deal. Și erau două drumuri de pământ, simple, de așa care trecea. Și el cred că vrea să o facă la vale, nu știu, la stânga, adică cum ar fi. Da, la stânga. Și nu știu de ce i-au dat peste noi, nu pot să știu intențiile lui, dar cred că nu erau unii buni dacă au făcut asta. Au mai fost cazuri de genul dat la noi în sat, în care el s-a luat la goană după tot doi băieți și i-a răsturnat, ei au ajuns în gard, nu departe de casa preotului din Hărbăvăți. Și respectiv, vedea că s-a lovit în gard, vecinii au venit, au vrut să acorde prim ajutor, el nu le-a permis. Și cum am înțeles din spusele martorilor, așa au fost și în cazul nostru. Voi nu ați fost niciunul dintre voi conștient după momentul impactului, dar ați pierdut cunoștință. Eu... Șoc ăsta de la lovitor. Da, încă și în reanimare a fost. Spuneți-mi, eu știu că după accident, ambii v-ați ales cu multiple traume, acum vă văd cu bastoane. Cum vă simțiți? Mai bine ca atunci, dar oricum mai este mult încă până și să fie bine. Pentru că eu acum merg la un curs de reabilitare, adică să ne întorc funcțiile la cât mult timp nu am lucrat încheieturile și n-au funcție de plină, adică chiar la început era puțin funcție la încheietură de jos și... Ai stat mult la pat? Lună în spital, acasă când am venit eram prea slăbit, nici nu puteam merge nici în costele, chiar dacă mi se permitea, adică... Și mult short timp am stat așa și dacă erau multe fracturi la picior, aveam dureri ca să mișc și nu prea mișcam și s-au întărit, adică nu avea funcție picior și mă duc la spitalul raional, la kinetoterapie, adică și la un fel de încălzire, adică magnetoterapie, tot ca să... Proceduri, da, multe. Proceduri, ca zilnic? Să... Da, fiecare zi, adică zilele lucrătoare, sâmbătă, duminică deja nu lucrează nici... Colegii mei au pregătit un scurt subiect despre viața voastră de după accident, haideți să-l vedem împreună. Ilie Ken Catch și Ion Varvariuc sunt buni prieteni. Acum băieții au câte 18 ani, iar în ziua accidentului Ion încă nu îi împlinise. Ilie povestește că și-a dorit mult o motocicletă, iar părinții i-au realizat visul. Deși învăța la școală auto, în ziua accidentului băiatul nu avea încă permis de conducere. Îmi luasem una mai slabă, așa mai de mâna a doua, dar părinții așa văzând că nu știu... Când merită, mi-a luat de ziua, după ziua mea ies. Eram, da, foarte bucuros că o am și nu a durat mult bucurie. După accident, ambii tineri au petrecut aproape o lună în spital, însă după ce i-au lăsat acasă, medicii le-au spus că reabilitarea va dura încă mult timp. Apoi m-am dus în spital, mi-au scos gips și au spus că nu e bine deloc și respectiv ne-am adresat la alt medic, unde m-au operat din nou și ne-au pus piciorul la loc, cum trebuie. Dar dureri sunt, dureri foarte mari, periodic sunt. De curând, tinerii au revenit la școală. În fiecare zi după ore, ei merg la proceduri. Fără baston nu pot, în genere. Fiecare zi după ore mă duc la ora 2 la kinoterapeut ca să reabilitez, adică să aduc funcțiile piciorului. Nenorocirea le-a șterbit și visele. După clasa 12-a, Ilie își dorea să depună actele la Academia de Poliție. Acum el spune că va fi nevoit să-și aleagă o altă meserie de care este mai puțin încântat. Da, au spus că se pot și alerga, adică nu din nou, dar asta n-a să fie așa de grav. Da. Și eforturi mari au spus că nu ar fi de dorit să-l evit. Am idei oarecare, dar adică nu e așa de... Nu sunt așa de bucuros de asta, adică cum de educație fizic sau de Academie de Poliție, eram mai entuziasmat acum. Ilie, din câte am înțeles, în ziua când s-a întâmplat accidentul, tu încă erai fără permis. Da. Și atunci întrebarea, Viorica, este cum de l-ați lăsat să urce la volanul motocicletei fără a avea permis? Da, asta recunosc că e vina noastră, că încă nu avea permisul, dar cât să la prieteni era dusă, nu se dușea, adică din alte părți sau din sat, să iasă pe trasa principală. Păi exact pe traseul s-a întâmplat totul, da? Da, pe traseul satului era, da, dar din sat adică nu ieșeș. Mă rog, viteza știem că nu e mare, că nu se ridică viteza mare. Permis și-o ieșite ca până la Ionuț.
Spune-mi, te rog, Ion, tu ai reușit să reții mașina care a intrat în voi? Deci, ți-o aduci aminte clar ce fel de mașină era? Ai putea să ne descrii? Da, era o mașină tip Mercedes. Ea era și este evacuator. Evacuator? Da, evacuator. Numerele? Da. Numerele nu. Numerele dar ai recunoscut-o? Era da. Din... Da. Am recunoscut-o, fiindcă ei sunt nașii părinților mei. Ion, cumva ai spus că când ți-ai amintit accidentul, ai recunoscut mașina și că o virat în voie brusc. Crezi că era intenționat această manevră? Manevră? Da, fiindcă, cum am mai spus, cazuri de genul au mai fost. Și în toate cazurile date, el a fost prezent. Eu împreună cu un prieten primeam cu bicicletele tot astăvară și colegii de-a lui s-au luat la fugă după altă motocicletă. Și motociclistul cu tot cu pasagerul au căzut jos. Dar ce motiv ar fi avut el să intre în voie intenționat dacă zici tu că bănuiești asta? Oprind motociclete, motocicliști primesc ceva, cred că. Nu crezi că te-ai recunoscut în acea motocicletă? Voi ieși în drude? Nu, nu cred. Nu, că erai cu cască. Eram doi cu căști. Spune-mi, celelalte cazuri, cu ce s-au finalizat? A fost pedepsit? A fost dosar? Nu a fost. Victimele nu s-au plâns? Au... Au fost cătare plângeri din partea... Adică penultim. Da, penultimul, înainte de noi, adică tot în caz. Și ei spuneau că o să-l dea în judecată. Dar pe urmă, cred că nu știu, a fost, el avea, cred că e cunoscut și a influențat și nu a mai dat la judecată, nu știu. Eu speriat cumva, nu știu. Voi interior ați avut careva conflict? Deci, spuneți că considerați că intenția a fost directă de a vă rovi, da? De a vă accidenta. Ați avut careva relație ostilă între voi, dușmanoasă, ceva? Nu. Dar care ar fi motivul ca să o facă intenționat? Pentru pur câștig. Cum? Pentru câștig. Adică? Nu știu, eu am auzit așa. Ei, dacă opresc motocicletele lor, le se ridică la salariu. Eu cred că ce ți-am spus dumneavoastră de intenție, în cazul dat aici, eu nu știu dacă el avea să aibă mai mare venit decât un car de probleme, poate să șlifat, dacă este intenționat făcut chestia asta. În sat e cam orice localitate mică, adică lucrurile se știu cumva și de asta părerea voastră e foarte importantă. Dacă aveți o senzație că el într-adevăr dorea să facă lucrurile astea, dar cumva l-a făcut neintenționat și cumva nu a calculat lucruri, dar asta nu ar trebui să scăpe de pedeapsă în general. Înțeleg că undeva ați ajuns la concluzia asta luând în calcul experiențele care au mai fost cu alți tineri care au fost fie pe motociclete, fie pe biciclete și care au fost într-un mod speriați sau fugăriți așa ca să fie stopați și au accidentat până la urmă. Da. Acum, întrebarea mea este dacă cumva de-ați vorbit cu el, cu făptașul, după ce s-a întâmplat, ați avut vreo discuții? Da. Niște explicații, niște întrebări, niște răspunsuri. Băieții nu au avut, dar soțul a fost telefonat de dânsul în dimineața, când după ce s-a terminat operația, medicul a ieșit afară și ne-a spus cam tot și cum a fost, cum a decurs. Și în momentul acela a fost un apel de la dâns, soțul i-a spus că eu nu pot vorbi, că discut și atât. Mai mult nu a mai fost nici un apel telefonic, nici la noi, nici pe urmă, nici cu băieții. Ion, de ce n-ai venit să-l vezi pe fiinul tău cum 3 luni de zile a stat în pat? Eu l-am îngrijit ca pe un copil mic, dar tu n-ai venit măcar o cană de apă să-i aduci. Îmi pare rău că s-a întâmplat că aveți de-a face cu neamurile. Nașa singur îmi spune, și n-a înțelegi, Ion se află acum la comisariat declarații, zice, dacă nu lor închide. Mai grav este să fii implicat în colaborator al poliției care poate scăpa de pedeapsă. Încă mai grav este să fii nașul acestei familii, să nu ai măcar un sunet de telefon. Și na, numai că era Ionuț acolo, Ion a rămas pe loc. În caz contrar, Ion vinea acasă. În
amintesc doar cum ne-am pornit de la poartă, de la prieten, adică de la Ion, și parcă așa cum ne ridicam la deal, după care am dispărut, nu mai este nimic. Noi mergem pe banda noastră, strict regulamentar, și de unii până unii, pur și simplu, am văzut că vine din față, dar nu ne-am așteptat. Și deja el a virat brusc în noi. Starea era gravă. Piciorul gamba la piciorul stâng, fractură deschisă, femurul, fractură deschisă a oaselor la femur, traumă a mandibulei, tot fracturată, de cu deplasări, cu oasele deplasate, tot era. Viteză mai mult, cred că de 40 era. 45 maxim poate putea să fie. Prima versiune se începe tot așa, că pălitura băieței a avut judeca viteza și s-a pălit în copac. Dar copacul era coaja neatinsă a copacului. S-a găsit cioburi că era de la alt transport, nu era numai de a motocicletelor. Pe urmă, dacă am auzit, mi-a spus și ni persoana, mi-a apărut în față deodată că el era în fața mie. Când eu am ajuns la fața locului, plângeam clar. Când i-am aruncat ochii, el era în fața mie. Cum? El a stat în fața mie și nu a recunoscut. Mama lui Ion Varvariuc a discutat de mai multe ori cu șoferul mașinii care ar fi tamponat motocicleta băieților. Femeia spune că era chiar în relații apropiate cu acesta. După accident însă, multe s-au schimbat. Acum le vom auzi pe toate de la Elena Radu. S-o întâmpinăm. Elena, bună seara, bine ați venit la noi. Spuneți-mi, vă rog, în ce relații erați cu acest polițist? În relație, noi suntem fiinii lor. Părinții polițistului ne-au cununat pe noi. Așa, deci sunt chiar nașii voștri de cununie. Nașii noștri. Oameni foarte apropiați. Foarte. Bine, nu rude, dar... Care ar fi putut să fie zi de zi, noapte de noapte, alături de noi, să ne susțină și noi, la rândul nostru, să-i susținem. Nu s-a întâmplat până la ziua de astăzi, nu s-a întâmplat acest lucru. Dar spuneți-mi, vă rog, exact până în accident, relația voastră era bine? Una bună. Da, da, deci ca între fiini și nași. Da. Nici o ceartă, normală, nimic? Nu, nimic absolut. Și după accident, brusc? Brusc s-a întrerupt toată legătura între noi. Dar am înțeles că anume de la acest polițist, băiatul nașilor voștri, ați aflat despre accident. De fapt, eu am telefonat al pe Ionuț să văd unde se află și mi-a răspuns Ion Sertinean, care am întrebat inițial, dar de ce tu? Mi-ai răspuns, mi-era straniu când a răspuns Ionuț, dar a răspuns Ion Sertinean. La care el a spus, fina ei a făcut un accident cu motocicleta și ei l-a la spital. Dar nu ai zis că și el a fost participantul Nimic. Accidentului? Nu. Și când ați aflat că, de fapt, el a tamponat mașina? După câteva ore, fiindcă eu atunci m-am deplasat la fața locului, noi, practic, cu Viorica împreună am ajuns în același moment. Viorica era foarte agitată. Eu, nu știu, eu m-am gândit că trebuie să fiu tare. Și așa am făcut și lui Viorica, am susținut-o moral. Zic, Viorica, noi nu trebuie să plângem. Necătând la emoțiile care le aveam, eu i-am spus și Viorica, noi nu trebuie să plângem, noi trebuie să fim tari, noi trebuie să susținem copiii noștri, indiferent de situația în care se află. Haideți să vedem cine ați povestit mai devreme despre toate aceste atenții la ecran. Motocicleta era undeva... Era poziționat aici și polițistul ne-a spus, doamnă, ei s-au pălit în copac. Dar eu i-am răspuns că n-are cum, fiindcă copacul e intact. Varul nu-i căzut de pe copac, copacul nu-i zgâriat, așa că nu merge treaba asta. Ion îmbla haotic prin mulțime. Da. M-am gândit că aici este fiul nașilor mei, care el lucrează polițist în poliția de patrulare și el a venit să rădișe motocicleta de la fața locului și respectiv m-am gândit principiul nemurismului că o să mă ajute ca să investigăm cazul până la capăt. Îmi pare rău că s-a întâmplat că aveți de-a face cu neamurile, dar vreau să vă zic că totuși existența unui dosar penal și faptul că acest dosar este în instanța de judecată este o speranță că dumnealui va răspunde în fața legii. Dar nu numai în fața legii, dar și în fața victimelor cu achitarea tuturor cheltuielilor pe care dumneavoastră le-a suportat la tratament, transport, precum și prejudiciu moral pe care dumneavoastră îl suferiți și încă îl veți suferi în continuare. Elena, dar apropo, cum ați aflat că anume totuși băiatul nașilor voștri este de vină?
În seara aceea eram telefonată de foarte mulți. La un moment dat ne-a apărut în cap întrebarea de ce Nașa nu mă telefonează, nu mă întreabă ce s-a întâmplat, fiindcă deoarece Ion era la fața locului, trebuia să știe. Cred că după orele 12, nu mai țin minte, când Nașa m-a telefonat, a întrebat ce s-a întâmplat. Am început să-i povestesc, dar ce cu băieții, în ce stare se află ei. Respectiv îi spunem că băieților li se acordă ajutor, trebuie să-i transportăm la Chișinău, fiindcă erau netransportabili. Situația era într-adevăr una gravă. Au fost întâi transportat la spital Ionuț, că ei sunt înțepți în mai bine. Dar Ilie a fost necesar de a-l conecta la aparat și împreună cu reanimatologul l-a transportat. Noi așteptam deja în vești că copiii au ajuns bine, în siguranță, după care Nașa mă întreabă, dar noi mai aflat nimic detalii. Zic, nu știu nimic, de ce să știu, dacă nu cunosc. După care Nașa singur îmi spune, și n-a înțelegi, Ion e... Se află acum la comisariat declarații, zice, dacă nu lor închide. La care eu am întrebat, dar pentru ce se închidă? Cu ce ocazie? Zice, el a pălit băieții. A doua zi, sau chiar în noaptea aceea, Nașa m-a telefonat. Au fost foarte multe apeluri telefonice din partea Nașei și m-a întrebat, Fina, poate să gătesc ceva mâncare? Eu întreb, pentru ce mâncare? Să-i duci lui Ionuț la spital. Eu dacă știam că el... într-o stare gravă, sigur că mâncarea pentru noi era pe ultimul plan, noi nu avem nevoie. Desigur că Nașa au insistat, hai că eu fac ceva mâncare, să vii și să iei mâncare de la noi, să-i duci lui Ionuț la spital. Eu văzând-o că dumneai insistă, zic, bine, pregătiți ceva mâncare. Clar că noi venisem înspre dimineață, acasă am făcut baie, după care iarăși noi eram epuizat la maxim. Îi mulțumesc moșului că a avut grijă, ne-a transportat la Chișinău și înapoi. El și-a asumat răspunderea de a ne duce, de a ne aduce. Și între timp Nașa iarăși mă sună, și vine să iei mâncare. Zic, dar nu e necesar acum mâncare, pentru noi nu e asta important, fiindcă noi toate zilele astea ne culcam flămânde și ne trezeam a doua zi iarăși flămânde. Pentru noi un ceai era ireal ca să-l bem. Noi ne gândim ce cu copiii noștri, fiindcă așa, acum... Când a început să vă spună ea că și ei au suferit niște pierderi? Chiar a doua zi, era sâmbătă, după amiază, zice Șina, dar măcar, fiindcă Nașa inițial îmi spunea, Șina, înțelegi, deja ea ne-a povestit cum ce acțiune a întreprins Ion, că l-a spălat întâi pe față pe Ilie, care era murdar de țărână. L-a recunoscut că e un băiet din sat, l-a întrebat cum îl cheamă, fiindcă ei mai, deși erau în stare grei, mai puteau să vorbească. După care s-a apropiat de Ionuț, Ionuț casca din cap nu i-a căzut, dar l-a spălat pe față. Și când i-a scos casca, au văzut că Ionuț, la care Nașa mi-a spus, Șina, numai că era Ionuț acolo, Ion a rămas pe loc. În caz contrar, Ion vine acasă. Pentru mine este să niște vorbi total neomenești. Și el fiind angajatul poliției, inspectoratului de poliție, Nașa mi-a mai spus, Fina, înțelegi, Ion foarte multe accidente au văzut, dar traume ca este, Ion nu a văzut, la care eu am spus, da, Nașa, te înțeleg, fiindcă este traumele făcute de Ion. Echipa noastră a vorbit cu Nașa dumneavoastră, respectiv mama polițistului. În scurt timp vom auzi cu toții această discuție, dar până atunci să vă întreb dacă măcar dumneavoastră, șoferul, fiul Nașilor voștri, a încercat să vă explice ce s-a întâmplat și cum. Noi până la ziua de astăzi nu ne-am întâlnit cu dânșii. Doar cu vinovatul am avut niște întâlniri așa ocazionale, care m-au stresat foarte mult. Dar ca să fie ceva planificat, ori să vină la noi, să întrebe, cu ce să ne ajute, cu ce să ne susțină, nimic absolut. Din contră, ei spun că nu poartă nicio vină. Dar eu chiar lui Ionuț îi spuneam din enumărate ori după ce și s-a întâmplat, Ionuț, să știi că în viață multe se întâmplă. Da, toți suntem participați în trafic. Oricare din noi poate să ne merească în astfel de situații. Vinovat, nevinovat. Ajută persoana care se află în imposibilitate. Cu atât mai mult nașii noștri, cu atât mai mult un polițist în poliție
de patrulare. Dar am înțeles că acum, deși, iată, auziți vești că oamenii legii îl declară practic vinovat, așa cred și ei, dar de ce credeți că ar putea să scape acest șofer de răspundere? Păi Ion, deși știi că nu trebuie să urce la volan, știi că nu are dreptul, știi că a fost ridicat permisul de conducere, el încalcă absolut toate legile care trebuie. În ce, el în ce circulă calcă? Liber prin localitate la moment. Înregistrarea video este făcută în data de 7 martie. În prima jumătate a zilei, unii Ion circulă liber la volan, vedeți, copilul este alături, pe bancheta din față, deși el nu are dreptul. Noi de foarte multe ori l-am văzut la volan. Eu nu-s prima dată când l-am văzut, s-a stresat foarte tare și zice, cum mama, eu abia m-am ridicat din pat, în costil, în două cârjă. Abia de reușea să meargă și el prima dată ieșise din ogradă la poartă ca să vadă lumea să... și respectiv l-a văzut pe Ion Sertinean, care Ion Sertinean văzându-l pe Ionuț o zâmbit ironic. În primul rând deja este grav în sine faptul că uite băieții au suferit un accident rutier. Mai grav este să fie implicat un colaborator al poliției care poate scăpa de pedeapsă. Încă mai grav este să fii nașul acestei familii, să nu ai măcar un sunet de telefon. Și un lucru încă mai grav e să-l vezi după asta circulând prin localitate, fără simț omenesc în sine. Iată, asta este un lucru foarte, foarte grav. Deci eu văd un comportament obraznic, o lipsă de respect față de societate și de legile noastre. Ne demonstrează că lui deci, are alte legi, nu se supune niciunei interdicții. Iar acum aș dori chiar să fie autosesizați ceilalți inspectori de poliție pentru a-l amenda de la 1.500 la 3.000 de lei de fiecare dată când va conduce fără dreptul de a conduce. Procurorii din Anenii Noi ne-au confirmat că din 10 septembrie 2020, bărbatul despre care vorbim este privat de dreptul de a conduce pe un termen de un an. Echipa noastră l-a căutat pe bărbat, dar nu am reușit să discutăm cu el. În schimb, am vorbit cu mama acestuia, care este și nașa de cununie a părinților lui Ion. Atenție la ecran! Partea lui, cum v-ați provat așa? De ce s-o poate lucrul ăsta? Dă-ți-l s-o cot vinovat pe dânsul, dar de ce? Dar cu finii mai păstrați legătura? Fotografia se arată în care parte a fost o vitura. Și e mașina, el de vale, știu ce? Bavare și motocicleta la deal. Nu știu. Deci noi n-am cerut așa. Am înțeles că băietul poate să vorbească. Da, băietului se întrebi situația de cum se întrebi cu mulți oameni. Da, nu am ce. Ultima dată telefonică am fost contactată de Ion în data de 5 septembrie 2020. Și atât ce vă pot spune. Dar, în general, despre ce spune nașa dumneavoastră acum? Cum vi se pare? Zici că nu ține ură pe dumneavoastră. Nici eu nu țin ură pe dânșii tare. Dar mă indignează însăși faptul că indiferență. Indiferența știți că ucide. Mai ales în situația dată. Când noi am trecut prin traume fizice și trecem prin daune morale și nopți nedormite, chiar cu Viorica am întrebat de câte ori cum doarme nașa ta noaptea? Zic, nu știu cum doarme. Fiindcă noi tare mult, chiar la ziua de astăzi, tot nu putem să dormim. Mai ales eu care mă gândesc că și eu nu ți-o avut de suferit, dar trebuie să poarte răspundere și Ion, care este nașul nostru. Viorica, dar vreau să vă întreb, dumneavoastră îi cunoașteți? Locuitorii satului cunosc, dar rudii nu suntem. Foarte aproape. Nu, așa, ca din sat. Nu v-ați văzut niciodată pe stradă, poate? De când s-a întâmplat accidentul? Da. Doar cu Ion m-am întâlnit la biserică. Era că e duminică, cred că era. Și eu m-am uitat în fața lui, în ochii lui, eu l-a ridicat capul sus, a mutat și atât. Asta unica și-a fost care m-am întâlnit. Eu chiar m-am dacă m-am știa întâlnit. Cine sunteți? Da, da. El da. Știa clar? Sigur că știi, cum să știi, dacă el m-a văzut. El, în seara când era accidentul, el era în fața mea, când eu plângem, când stăteam acolo și plângem. Și el s-a dat, s-a uitat. Eu și-am mult văd. Și dumneavoastră nu ați îndrăznit să-i spuneți ceva atunci la biserică? Mi s-a făcut un nod în gât și eu n-am mai putut vorbi. Să zic ceva, să întreb ceva, nu mai putut. Și nici el nu a avut intenție. Nu.
Dacă îmi permiteți să spun eu, în data de 25 ianuarie 2021, Ion Sertinean a venit la primărie să a solicitat un certificat de lipsa datoriilor, la care am avut eu nefericită ocazie de a înregistra acest certificat în registru. Ion a intrat în birou și am întrebat cu certificatul în mână, cine poate să-mi înregistreze? Și i-am spus, dă-l încoace că îl înregistrez eu. Era un consilier local și mai era încă o lucrătoare a primăriei în birou. Nu eram singură. Eu stăteam la masă și încercam, sigur că emoțiile m-au dat gata, iarăși am început să tremur și l-am întrebat, Ion, de ce n-ai venit să-l vezi pe fiinul tău cum 3 luni de zile a stat în pat? Eu l-am îngrijit ca pe un copil mic, dar tu n-ai venit măcar o cană de apă să-i aduci. După care l-am întrebat, Ion, ți-i cald în casă, ți-i bine, fiindcă câteva săptămâni înainte de accident, Ionuț i-a ajutat să taie lemnele de foc pentru iarnă, să le depoziteze. Zic, și ce a zis? Ce v-a răspuns? Pur și simplu a tăcut. Nimic. După care a ieșit în coridor și am auzit zâmbetul lui ironic, râsul lui. El era foarte satisfăcut. Emoțional sunteți la pământ pentru că pe lângă tot ce s-a întâmplat copiii voștri, care sunt cei mai scumpi pe lume, mai aveți și situația asta în care făptașul nu recunoaște și nu vrea nici măcar să vă înțeleagă aceste emoții. Și înțelegem că legăturile pe care le aveți de rudenie mai sunt și ele un impediment. Negativând la asta, tot ce vă doriți acum este ca copiii să fie îndreptățiți. Și dumneavoastră, ca și familie care ați pătimit, să fiți îndreptățiți. Frica voastră este că făptașul ar putea să nu fie pedepsit și să nu răspundă. Și cel mai mult ce v-a indignat, că acum ați vorbit despre o situație, este că chiar vă ia în râs cu situația prin care treceți. Și asta e culmea culmelor, după ce colegul meu, Alexandru, a spus și mai grav, și mai grav, și mai grav. Dar ceea ce spuneți acum este încă și mai grav. Ceea ce ne-a determinat să venim la dumneavoastră ca lumea să audă, că sunt, din păcate, și astfel de situații care le consider amorale, neomenești. De acord cu dumneavoastră și... și credem că... în acest stat în care trăim, avem dreptul să cerem dreptate și vă încurajez să o faceți, să mergeți până la capăt, să ceriți dreptatea. Aș dori să continui gândul dumneavoastră cu zâmbetul ironic. Deci asta este o formă de apărare, dar omul se apără atunci când el se simte vinovat. Și în același timp, pentru a vă dezarma pe dumneavoastră în luptă, în a vă pune în situația să aveți dubii că dumnealui va ieși curat, fără nicio pedeapsă, să nu vă dați acestor provocări, să nu vă dați provocărilor din partea lui. Eu unica aș vrea să vă spun că din toată situația asta neplăcută sunt bucuroasă, dar bucuroasă în alt sens al cuvântului, că copiii sunt vii și nu s-au adus la alte circunstanțe mult mai tragice. Iar acum doar instanța de judecată vă va examina cazul. Dacă nu veți fi de acord cu decizia primei instanțe, cu hotărârea primei instanțe, sentința în cazul dat, nu credeți că s-a terminat lumea, sunt alte instanțe, ierarhi superioare. Căutați-vă dreptatea și îndreptățiți copiii noastre. De la procurorii Dina Nenii noi am aflat că urmărirea penală pe acest caz s-a încheiat. Dosarul urmează să fie transmis în instanța de judecată. Iată ce ne-au mai spus procurorii. De către autorități aduc învinuiri pentru comiterea unui accident rutier soldat, cauzarea de leziuni grave victimelor, răsirea locului comiterii accidentului rutier și lăsarea în primejde a victimelor care din cauza stării de neputință cauzată de către făptuitor nu își puteau acorda ajutor fiind în pericol vital. Acesta are statut de învinuit pentru infracțiuni comise din imprudență și 2 infracțiuni comise cu intenție. În procesul desfășurării acțiunilor de urmărire penală au fost efectuate absolut toate expertizele tematice care se impun în astfel de cazuri. La momentul actual, învinuitul pledează nevinovat.
vinovat. În caz dacă învinuitul va fi recunoscut vinovat de faptele care se incriminează, acesta riscă pedeapsă penală după cum urmează. Pentru comiterea infracțiunii prevăzute articolul 264 alineatul 3 închisoare de la 3 la 7 ani cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Chiar am atras atenția la momentele astea când și mama inculpatului, să zicem, da, și din ceea ce ne-a spus dumneavoastră, spun că este nevinovat. Deci atât și procurorul a confirmat că pe caz au fost numite toate expertizele tematice. Aici s-ar în vedere autotehnic, traseologic, medico-legal, adică expertizele care ele în principiu stau la baza învinuirii. Că dreptul ăsta de a face declarații, de a nu face, de a nu te autoincrimina, este un drept garantat și de Constituție și de Codul de Procedură Penală și aici chiar nu poți să-l impui. Dar eu cred că odată ce cauza penală a fost deferită instanței de judecată sub aspectul de judecare, deci putem să facem concluzia că organul de urmărire penală a acumulat suficiente probe care îi permit de a menține învinuirea și din câte vedem sunt deja trei articole, da? În afară de accidentul rutier care este o faptă cu, din imprudență, da? Sunt și alte două care merg intenționate. Și aici s-a constatat ce a spus dumneavoastră, faptul că s-a încercat schimbarea locului motocicletei și simularea tamponării cu copacul. Deci, iată, asta, părăsirea locului. Dacă am înțeles că mijlocul de transport, acest evacuator a fost... s-a deplasat în altă parte, da, decât locul accidentului rutier. Și, iată, toate aceste circumstanțe chiar ne permit nouă să zicem că o să fie și o sentință pe măsura faptelor incriminate. Eu cred că important este ca dumneavoastră, prin intermediul avocatului, prin intermediul și a cunoștințelor proprii, care deja cred că ați obținut perioada respectivă, să monitorizați cu atenție cursul desfășurării judecării cauzei, anume sub aspect din tergiversare și sau alte circumstanțe la care nu o să mă refer acum, dar cu toții le cunoaștem. Iată, dincolo de legislație și de cadrul legal, de atunci dumneavoastră cum aveți acum un conflict între rude, da? Să spunem așa. Dacă Ion... Mie mi-e interesant, dacă Ion ar fi luat o altă cumva abordare, s-ar fi prezentat regulat, s-ar manifesta cumva grijă față de băieți, față de dumneavoastră, ați ajunge la asta sau nu? Vedeți că inițial când s-a întâmplat accidentul, eu am ridicat literatura de specialitate și m-am gândit pe aceea că poate facem cumva dosarul ăsta într-adevăr să nu fie vinovat nimeni, fiindcă nu-mi doresc într-adevăr să mai distrug o familie. Ion are copil mic și soția lui însărcinată. Vă dați seama. Nu mi-am dorit. Dar studiind legislația, știu că împăcarea părților nu este pe astfel de articol. Mi-era interesant, este... dar de punct de vedere pur omenesc. Pur omenesc, da, i-aș fi susținut și aș fi fost alături de dânsii. Deși știu că copiii ăștia cu greu, cu... nu doresc la nimeni să treacă prin ceea ce am trecut noi, ei o să depășească impasul și criza în care se află. Dar mă doare sufletul și pentru Ion. Credeți-mă că mă doare sufletul. Fiindcă ei nu realizează ceea ce se întâmplă de fapt. Nicătând la durerea pe care o aveți în suflete și băieții nu numai în suflete, dar și în corp, dumneavoastră reușiți să păstrați omenia și dorința de a păstra niște relații bune, cu rudele, cu consătenii și aceasta este un lucru de aplaudat. Chiar vă admir pentru această de autodepășire, de a avea și toleranță și cumva iertare față de cei din jur. Nicătând la asta, fapta a fost comisă și orice comportament greșit trebuie oprit. Dacă persoana ar fi măcar recunoscut sau cumva să vină cu o mărturie, cu o recunoaștere de vină și de încercare pentru a ajuta copiii ăștia, mai poți să te gândești cum să diminuezi nivelul acestui incident. Dar aici nu văd de ce ați putea să faceți asta. Eu vreau să doresc băieților sănătate, recuperare rapidă și în viitor să nu mai aveți așa situații. Iar vouă, mamelor, putere, răbdare
speranță și sper că dumneavoastră o să găsiți dreptatea în judecată și persoana vinovată va fi pedepsită. Eu vreau să vă spun doar un lucru. Mă bucur tare să-i văd aici vii. Și mă bucur. Aici încheiem liniște și pace. Vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.